Echipa națională de volei masculin a României va debuta la finalul acestei săptămâni în turneul Golden League, acolo unde se află în grupă cu Azerbaijan, Ucraina, Croația, Portugalia, Finlanda și Cehia. Primele două meciuri vor avea loc la Baku în Azerbaijan, vineri contra echipei gazdă și sâmbătă împotriva Ucrainei. Printre cei 14 jucători convocați de selecționerul Sergiu Stancu pentru aceste partide se află și trei suceveni. Este vorba despre Alexandru Rață, Ștefan Lupu și Adriana Ciobăniței. Fost campion al Franței, Adriana Ciobăniței a jucat în ultimul sezon în Polonia, la Belceatov. A fost o experiență nouă, un campionat puternic, unul dintre cele mai tari campionate din lume. Bineînțeles, a fost greu, s-a văzut în meciurile importante și cu echipele care au fost printre cele mai bune din campionat, că s-a făcut diferența de experiență individuală a jucătorilor și acolo... Într-adevăr, am jucat bine, dar nu foarte bine și de asta nu am câștigat și nu am jucat play-off, dar per total a fost o evoluție bună și mă mândresc că am ajuns acolo și că am făcut un sezon bun. Și de ce nu, pe mai târziu, poate o să merg încă o dată acolo în Polonia. Tot timpul mi-este dor și mă bucur mult să vin la Națională alături de colegi, de antrenori, de staful tehnic. Eu tot timpul mă îndresc să joc la Naționala României. Ne-am gândit, am și vorbit de anul trecut, chiar după evoluția la europene și ne dorim foarte mult să mergem la campionatul mondial și de asta și suntem și foarte motivați să câștigăm mai multe meciuri în Golden League, să ne asigurăm locul mondiale. Alexandru Rață a fost desemnat cel mai bun voleibalist român în 2023 după ce a ajuns cu Naționala până în sferturile campionatului european. În ultima jumătate a anului trecut, suceveanul a fost liderul belgienilor de la Tectu Machel, iar la începutul lui 2024 s-a transferat la Zenit Sankt Petersburg, devenind primul român care joacă în puternicul campionat al Rusiei. Când am intrat acolo nu aveam termen de comparație, parcă era de pe altă planetă. Campionatul m-a lovit puțin nivelul de acolo și monștrii care se află acolo te domină fizic. Vă așteptam să echipa României cel puțin la fel de montată ca anul trecut de la europene și sper să începem Golden League mult mai bine decât anul trecut. În ceea ce îl privește pe Ștefan Lupu, fălticenanul a devenit în acest sezon campion național al României alături de Corona Brașov. Reprezentativa țării noastre va disputa primele meciuri pe teren propriu peste o săptămână. Tricolorii vor juca la Râmnicu Vâlcea pe 24 mai contra Croației și pe 26 mai cu Portugalia.